Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Și împreună să citim din cartea Apocalipsa, capitolul 15. În timp ce dumneavoastră căutați în Scripturi locul pe care îl vom citi împreună, vreau să vă salut pe cei care ați ajuns mai târziu. Vreau în numele Domnului să salutăm frații, surorile și prietenii noștri care sunt online cu noi în această seară. Vă salutăm cu drag de la Biserica Betania în numele Mântuitorului. Apocalipsa, capitolul 15. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului. Și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău, căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. După aceea am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei și din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 urgii. Erau îmbrăcați în incurat, strălucitor și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Și una din cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Vreau în numele Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Împăratul și Regele nostru, să vă salut pe toți încă o dată, să apreciez prezența dumneavoastră, jertfa prezenței de a fi în casa lui Dumnezeu. Și în numele Domnului în introducere să vă spun un gând scurt care l-am avut astăzi în inima mea. Noi suntem oameni foarte limitați în înțelegerea supranaturalului. Dumnezeu este infinit în existența Lui. Partea aceasta de unde se termină limita noastră, până la infinitatea lui Dumnezeu, nu poate fi acoperită de înțelegere, pentru că înțelegerea noastră e limitată și este între aceste două limite. Partea aceasta de la limita noastră până la infinitatea lui Dumnezeu este acoperită doar de credința noastră și de ascultarea credinței noastre. Foarte mulți oameni îl urmează pe Domnul între limitele acestea ale înțelegerii raționale. O înțelegere care este limitată, finită. Însă infinitatea lui Dumnezeu trece dincolo de limită și partea aceasta pe care nu mai acoperă rațiunea trebuie acoperită prin credință. Întreabă-te în această seară dacă dincolo de înțelegerea logică pe care o au toți oamenii despre Dumnezeu, mai mult sau mai puțin, ești dedicat Domnului să accepți prin credință lucruri pe care nu le poți explica rațional. Aceasta este vestea bună. Prin credință suntem mântuiți, prin credință trăim cu Dumnezeu și datorită credinței vom ajunge la Dumnezeu. Și asta este provocarea Domnului pentru noi în această seară. Frați și surori, prin harul lui Dumnezeu, în această seară suntem la cea de-a doua lecție
din capitolele 14 și 15, pentru că lecția de data trecută, respectiv 44, a rămas la jumătate, vom continua în această seară cu lecția numărul 45. Aduceți-vă aminte că am spus despre capitolele 14 și 15 ca fiind legate și purtând același mesaj de îmbărbătare pentru o biserică care este relativ speriată de mesajul prezentat în capitolele 12 și 13, fiara care face război cu sfinții și îi biruiește. Și acum Dumnezeu trimite un mesaj care îmbărbătează biserica ce primește mesajul înfrângerii în timpul dominației anticristice. Și am fost împreună la partea de introducere a dezbaterii acestor două capitole, 14 și 15, timp în care am spus că rostul capitolelor 14 și 15 este să răspundă la două întrebări majore. Ce se întâmplă cu cei care acceptă semnul fiarei și resping semnul lui Dumnezeu? Ce câștigă ei și ce pierd? Și a doua întrebare, ce se întâmplă cu cei care acceptă semnul lui Dumnezeu și resping semnul fiarei? Ce câștigă și ce pierd ei? Amândouă categoriile pierd ceva și amândouă categoriile câștigă ceva. Însă ce pierd unii câștigă ceilalți și ce câștigă unii pierd ceilalți. Ei bine, de asemenea, a doua idee era că în aceste două capitole, 14 și 15, care sunt aproximativ la jumătatea cărții, Biblia prezintă șapte vedenii, șapte imagini. Și aceste șapte imagini au în spate șapte semnificații spirituale care anticipează evenimente ce se vor întâmpla la sfârșitul istoriei omenirii pe pământ.